Începe episodul 5 din Vlogmas. Am deschis mai înainte căsuța cu numărul 13 din calendarul de advent de la Douglas și am găsit această chestie care este o treabă de-aia de pus pe cap, pe păr. Eu nu prea folosesc așa ceva, dar cine știe, poate mă motivează să-mi fac și eu o coafură mai interesantă. O să văd dacă o să folosesc sau nu. În altă ordine de idei, astăzi o să se întâmple ceva foarte, foarte interesant, dar vă anunț mai încolo ce și cum, o să vă arăt mai încolo. Dar până atunci mi-am făcut un cappuccino cu vanilie în cănuța asta minunată, cu vulpiță de la Sephora. Mă apuc de muncă și ne auzim mai încolo. V-am spus că o să se întâmple o chestie mișto azi. Ei bine, s-a întâmplat. N-am mai apucat să filmez în timpul procesului, că eram prea prins acolo, dar nu știu cum să vă arăt, să se vadă. Asta s-a întâmplat. Încă este bandajat, dar o să dau îndată bandajul jos. Da, este primul meu tatuaj pe care mi-l doresc de vreo 2 ani de zile. Știam aproximativ ce vreau, dar modelul exact l-am găsit zilele trecute. Și da, mi l-am făcut în sfârșit și sunt foarte fericită. Chiar a ieșit cum mi-l doream și poate chiar mai bine decât cum mi-l imaginam eu prima oară. Bine, eu cochetam cu ideea asta de tatuaj de mult timp, dar n-am avut niciodată un model anume în minte. Și am zis că mai bine nu fac decât să-mi fac așa doar ceva ca să fie și după aia să nu mai placă. Dar tatuajul ăsta pe care mi l-am făcut acum chiar are o mare însemnătate, este o chestie personală, așa că nu am să vă spun aici. Da, de acum mi-am dat de lucru, trebuie să am grijă de el, să se vindece ca lumea. Am puține emoții, dar sper să fie totul în regulă. Și ceva mai încolo, adică în câteva secunde, cât o să vedeți voi, vreau să îmi fac puțină ordine în colecție, mult spus. Da, hai să spunem colecție, că nu găsesc altcumă mai bună acum, în colecția de oje și produse pentru unghii. Așa că o să vă iau cu mine să vedem ce păstrăm, ce aruncăm de pe acolo. Am revenit cu toată mini colecția mea de oje și produse de îngrijire, de fapt nu prea. Oje și lacuri de unghii, hai să o lăsăm așa. Bun, și vreau să fac puțină curățenie pe aici. Asta este un dizolvant de la Farmec, foarte bun de altfel, pe care vi-l recomand și se cam termină din câte văd eu, așa că trebuie să-mi cumpăr altul. Este, cred că, dizolvantul lor simplu, clasic. Așa, pe ăsta îl păstrăm, îl pun departe, chiar trebuie să-l trecem pe listă, să cumpărăm altul. Apoi, am acest lac de unghii transparent pe care sigur nu o să-l focalizeze pentru că, well, e transparent și nu prea are pe ce să se ducă focusul. În fine, e de la Sally Hansen, e transparent, nu l-am deschis până acum, e nou nouț. L-am păstrat pentru că mai am altul aici și n-avea rost să-l încep, deci îl păstrăm și pe acela. Celălalt despre care vă vorbeam este acesta pe care îl am din calendarul de advent de anul trecut de la Douglas, însă l-am desfăcut abia recent, vedeți că nu e consumat foarte mult din el. El zice aici că este 6 în 1, mă rog, e așa un fel de top coat, base coat, multi coat, protecție, lac, în fine, erau mai multe chestii. E decent, dar nu pot să zic că e ceva wow pe care trebuie neapărat să-l aveți. Tot la capitolul îngrijire, tot de la Sally Hansen, am chestia asta care se numește Hard as Nails, care era un întăritor de unghii, logic. Numai că, nu știu dacă vedeți voi, s-a cam separat pe aici și cred că o să-l arunc. Oricum, era destul de dubios, el e alb, deci când îl aplici pe unghii este efectiv alb, nu transparent ca celelalte. Și era destul de greu de aplicat deasupra alt strat de oj, se vedea cumva pe desubt albul acela. Dubios și nu pot să zic că a făcut mare chestie, dar acum că s-a și separat așa, da, cu siguranță
nu-l mai păstrez, așa că ăsta îl punem în celălalt grup, la chestii de aruncat. Ce mai avem aici? Ah, aici era un lac de unghii. Da, bine am zis, era că nu mai curge nimic din el, s-a întărit, cred că. Un lac de unghii de la Maybelline, Colorama. Era un lac de unghii cu sclipici. Și era foarte fain atunci când vreau o manicură mai simplă. Aplicam lacul ăsta de unghii și arăta foarte fain, foarte natural pe unghii și cu ceva puțin sclipici, dar nu era nimic deranjant, nu era ceva ieșit din comun, dar din păcate s-a întâmplat și chestia asta. Da, dacă aș reuși să scot și pensula cu totul, nu? Ah, da, e întărit cu totul. Clar merge la chestii de aruncat. Ce mai am aici? A, o chestie foarte, foarte faină. Este asta de la Melchior. Este un tratament 9-in-1. Hai, focalizează. Știu că e alb, dar hai, fă un efort. Da, l-ați văzut pentru o secundă. Tratament 9-in-1, el scrie aici base coat, dar are mult mai multe întrebuințări. Poate fi și top coat și base coat. Și e foarte fain ca tratament și ajută la menținerea ojei pe unghii pentru mai mult timp. Mie nu prea îmi rezistă oja pe unghii pentru că am unghiile destul de casante, dar cu chestia asta reușesc să o fac să reziste puțin mai mult decât ar fi rezistat în mod obișnuit. L-am mai aplicat și doar singură pe unghii și arată foarte fain, foarte natural. Nu se vede alb ca acesta de la Sally Hansen. Este puțin transparent și dă un aspect foarte sănătos și fain unghii. Da, ăsta chiar vi-l recomand de la Melchior. Tot de la Melchior am o ojă. Este aceasta. Vă spun îndată și nuanța, dacă o găsesc. Purpur este nuanța. Și este o nuanță foarte faină de mov sidefat. Arată foarte bine pe unghii și mă duce cu gândul la Crăciun. Și o să vedeți că mai am o ojă care mă duce cu gândul la Crăciun, dar probabil o știți deja pentru că v-am arătat-o în vlogmasul trecut. Așa că o să fie greu să mă decid între aceste două oje. Asta da, îmi place mult. Este varianta mică. Iau și variante mici la oje, ceea ce îmi place foarte mult pentru că poți să le încerci. Să vezi dacă îți plac, nu trebuie neapărat să-ți cumperi varianta mare ca aceasta. Da, asta rămâne cu siguranță, e aici la grupul cu cele pe care le mai folosesc. Jazz din nou își face de cap. Din nou o ojă foarte faină, este aceasta de la Pupa. În primul rând îmi place foarte mult culoarea ei, nu știu dacă vedeți. O am chiar acum pe unghii. Are tot felul de reflexii, este verde, dar bate și în turcoaz și în tot felul de auriu. În fine, mai multe culori. Nu știu ce nuanță este, stați așa, dacă scrie undeva. 730, vă că scrie. Da, deci 730 o fi nuanța. Îmi place foarte mult și este destul de rezistentă asta, să știți. Numai că și asta se cam întărește. O am de ceva timp, o am de câteva luni bune. Și am tot folosit-o în ultimul timp, tot m-am dat cu ea, după cum am spus și acum sunt dată cu ea, cam așa arată pe unghii. Vedeți că își schimbă culoarea în funcție de cum bate lumina. Pentru că, da, este pe terminate și vreau să mai profit de ea cât mai pot. Oricum, mai am, cred că, de o utilizare, maxim două și după aia e gata, dar o punem aici în grupul de cele pe care le mai folosesc. Mai am una de la Melchior, este aceasta pe care am primit-o recent, v-am mai arătat-o, după cum v-am mai spus, din colecția nouă Soul Dancing Divas, nuanța aceasta royal, o nuanță superbă, asta chiar că strigă Crăciun din toți porii și cred că da, asta o să fie câștigătoarea de Crăciun, pe asta o să o port cu siguranță, este absolut superbă. Așa, și mai am 4 oje mari și late, hai să termin cu astea de aici, din prim plan. Asta este o ojă de la Weibo, se numește firma. Era o firmă din DM, dar din păcate nu se mai găsește. La un moment dat au scos toate produsele lor și le-au băgat la reducere. Făceau lichidare de stoc, probabil. Și așa mi-am luat-o și eu pe asta. Este un bej și nu știu cum să vă spun, are textură de aia de nisip, ceva de genul acesta. Este mată.
Și stați că scrie aici, granit, așa, are textură de granit, adică rămâne, nu rămâne lucioasă la suprafață, este zgrumțuroasă așa cumva, dar e interesant efectul și datorită acestui efect rezistă destul de bine pe unghi, chiar m-a uimit. Asta și îmi place foarte mult și nuanța pentru că este destul de naturală, nude pentru primăvara, vara a fost perfectă. Tot de la Weibo, tot așa la reducere, am luat-o, este aceasta roșie. Îmi pare rău că pe asta vi le prezint, dar nu o să le mai găsiți în magazine. Asta este, dar fac parte din colecție, așa că am zis să le includ. Este roșul ăsta cu tente portocalii, numai că asta nu e la fel de bună ca cea tip granit. Pentru că, în primul rând, nu este destul de pigmentat, adică trebuie două, poate chiar trei straturi ca să fiți sigure că se vede calomea pe unghii și nici nu este la fel de rezistent. Dar mi-a plăcut mult culoarea, de asta am și luat-o și încă o mai păstrez. Dar nu cred că o să mai folosesc foarte mult, dar hai, punem aici la chestii de păstrat. Și mai am două oje de la Rimmel. Ojele de la Rimmel sunt preferatele mele, printre preferatele mele, și cele de la Pupa îmi plac foarte mult, dar și astea de la Rimmel, pentru prețul pe care îl au, sunt foarte, foarte faine. Ambele, cred, da, ambele sunt de colecția Rita Ora. Aceasta este nuanța Naked Class și este un nude foarte, foarte fain. La fel, pentru sezonul cald merge perfect. Și ce mai place la ojele astea de la Rimmel, stați că vă arăt eu îndată, este că au pensula asta tip Evantai, pe care nu o focalizează ca să o puteți vedea. A? Hai, o leac așa? Vedeți, este mai lată și e foarte faină pentru aplicat oja pe unghii. Îmi place tipul acesta de pensulă și chiar caut în general astfel de aplicator. Nude-ul ăsta îmi place foarte, foarte mult. Este unul din preferatele mele și ultima hojă din colecție. Este tot de la Rimmel. Tot Rita Ora și nuanța este Hint of Mint. Hoja asta este destul de dubioasă pentru că probabil și voi o să o vedeți acum albă. Însă ea este un verde foarte, foarte, foarte deschis. De asta se și cheamă Hint of Mint. Multă lume mi-a spus că am oja albă pe unghii, dar nu este așa. Eu îi văd culoarea, menta asta așa deschisă, dar nu multă lume își dă seama. Oricum și asta îmi place și asta chiar este strict pentru vară. Nu o văd purtat acum în sezonul cald mai deloc. Da, ojele de la Rimmel sunt foarte faine pentru 6-7 lei cât costă, depinde la ce preț le găsiți. Vi le recomand cu cea mai mare încredere, sunt rezistente, sunt bune, sunt pigmentate. Asta mai puțin, din tot ce am avut de la Rimmel, cea Hint of Mint este cea mai puțin pigmentată, însă asta este ok. Și restul ce am mai avut, culori nebune, albastru, roșu, ce am mai avut, foarte, foarte faine. Vi le recomand pe astea și pe cele de la Pupa și pe asta de la Melchior, bineînțeles. Pentru că m-am îndrăgostit de ea iremediabil. Bun, cam asta a fost mini colecția mea de oje și curățenia pe care am făcut-o. Mă rog, mare curățenie, singurile pe care le-am dat deoparte și am zis că le arunc sunt astea. Oh, nu, ăsta nu. Ce prostie vorbesc. Da, deci doar astea două din toate. Mare curățenie a făcut și asta. După ce o mai folosesc o dată de două ori, am să arunc și pe asta. Da, n-a fost foarte eficientă la curățenie, dar măcar v-am prezentat așa în mare și ce produse, cam ce produse folosesc eu și care îmi plac. Bun, acum o să pun totul la loc, în afară de astea două și cred că cam atât pe seara aceasta. Ne auzim de acum, cred că, adică sigur, ne auzim mâine. Mi-am dat seama că am uitat să vă spun că suportul acesta în care îmi țin ojele este luat din Jumbo. Da, este luat acum vreun an și ceva. Dar posibil să mai găsiți ceva de genul dacă aveți vreun Jumbo prin oraș.
Nu sunt deloc un vlogger bun, pentru că ieri nu am filmat nimic. Da, am ratat o zi din Vlogmas. Am filmat doar dimineața cât am deschis calendarul de advent, căsuța 14. Și cam aia a fost pe ziua de ieri. Da, îmi pare rău, nu aruncați cu pietre în mine. Ieri oricum a fost muncă, cam toată ziua, și seara am ieșit cu fetele în oraș. A fost o ieșire așa între fete, foarte faină. Și cam aia a fost, dar nu am filmat nimic la ieșire pentru că n-aș putea să vă spun de ce. Îmi cer scuze pentru asta. Dar astăzi filmăm pentru că, stați să schimb mâna, pentru că astăzi facem bradul în sfârșit și o să filmez treaba asta. Și acum să mergem să deschidem căsuța 15 din calendarul de advent. Hai! Să vedem ce este la căsuța 15. Întâi să găsim căsuța 15. Unde ești? Aici. Nu știu dacă vedeți voi. Este aici. Aici. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Este ceva delicios, dacă aș putea să-l și scot. Da, mi-am întors unghia pe dos, dar trecem peste asta. Este un body scrub, un scrub de corp cu raspberry macaron. Am mai avut un mini gel de duș cu aroma asta, raspberry macaron. Deci, cred că este delicios. Cred că miroase foarte bine. Da, sunt încântată de chestia asta și de abia aștept să-l folosesc.